Ivan Arnaut, centralul care a arbitrat meciul de fotbal din cadrul diviziei A dintre Sfântul Gheorghe Suruceni și Șerif 2 Tiraspol, a fost suspendat până la sfârșitul campionatului. Decizia a fost luată de către Comisia de Arbitri a Federației Moldovenești de Fotbal, în urma greșelilor comise de către centralul acestei întâlniri. Aceeași sancțiune a fost aplicată și lui Sergiu Ciobanu, observatorul la acel meci. Tot în cadrul aceleași partide, un jucător al Vespilor a suferit o accidentare extrem de gravă, iar fotbalistul formației din Suruceni a fost eliminat de pe teren.